îndeplinind în mod activ scopurile, vor defini foarte bine ceea ce își doresc, perseverență pentru îndeplinirea anumitor proiecte profesional, deci planul profesional capătă relevanță destul de mare, pot realiza multe lucruri valoroase, dar trebuie să se împartă între planul emoțional, planul domestic și zona aceasta profesională, care este într-adevăr marcată acum de o realizare pe acest triunghi foarte frumos, mare triunghi Saturn-Soare-Uranus. Și ei susțin planuri cu bătaie lungă și ei sunt într-un moment de mare vitalitate și financiară și profesională, dar nu este deloc de neglijat nici planul domestic, planul emoțional. Oricum este o nevoie foarte mare de perseverență pentru nativii săgetători în obținerea viselor lor. Ei vor fi oricum în această perioadă cu un pas înaintea celorlalți. Marte pe grad analitic îi vizează pe zona financiară, pe zona valorilor Da. personale. Sunt destul de încurcați din acest punct de vedere, parcă vor să facă ceva, dar altceva nu-i lasă. Și și-ar dori să facă anumite investiții, dar au și o anumită teamă, un risc. Există un potențial de risc pentru săgetători în plan financiar sau în planul unor asocieri mai mult cu bărbați, deci cu partea masculină, care poate semnifica un fel de lecție, marcaj pe care l-au de înțeles, cum că riscul trebuie temperat, minimizat, adus oarecum într-un plan aproape inexistent, pentru că atunci când ești într-o zonă de risc, tu poți să faci în așa fel încât să aduci la minima rezistență riscul respectiv. Pe de altă parte, consider că pentru săgetători aceste planete din casa a doua mai pot aduce o atenționare și anume motivul corect. Ei ar trebui să fie foarte obiectiv cu ei înșiși și să înțeleagă care este, pentru că e vorba de o scară a valorilor. Și dacă nu au valorile bine așezate și ei se pot îmbăta cu apă rece, mai ales că îl au pe Venus pe o casă foarte socială, Da, dă bine în da, da. lume, Venus acolo, ei pot fi în centru atenției, pot capta atenția, sunt carismatici oricum, însă Martele acesta retrograd pe casa a doua îi atenționează pe motiv. Dacă ei nu sunt, dacă se mint pe ei înșiși și nu sunt în regulă cu scara lor de valori, lucrurile nu o să iasă bine, în special din punct de vedere financiar, dar nici în ceea ce privește stima lor de sine. În momentul în care identifică că nu e tocmai motivul onest, corect, altruist, acela pentru care fac anumite asocieri sau investiții. Un Venus pe casa a 11-a și în special într-o tensiune cu Pluton pe casa a doua, poate să aducă prietenii bazate pur și simplu pe aspecte financiare. Am interese și atunci te cultiv, ceea ce nu-i tocmai onest și bineînțeles că există întotdeauna și un recul la genul acesta de relații. Mai ales când va intra Venus pe casa a 12-a, nu cred că o să fie foarte confortabil sau o să înceapă să culeagă rezultatele. De aceea, cum spuneam, onestitatea și motivele corecte sunt cele care îi îndeamnă pe săgetători, oricum ei trebuie să se țină de lege etică, morală și religie, că acesta este semnul lor. Totuși, nu uităm că Jupiter încă face un aspect frumos cu Neptun, ceea ce înseamnă că săgetătorii au o protecție extraordinară, Extraordinară, chiar da. cu Jupiter pe casa a 12-a și Neptun pe casa securităților emoționale și financiare. Asta îi păzește de multe rele, chiar dacă există aceste tentații și ispite pe zona financiară. La fel, Jupiter face un sextil frumos încă cu Pluton. De aceea, înțelepciunea acumulată de Deci ei au oricum în... multă șansă să câștige frumos, Exact. să aibă parteneriate financiare foarte Atâta timp bune. cât se mențin într-o corectitudine și sunt Da, onești și inclusiv față liniște. de ei înșiși. Da, iar marcajul care tot timpul spunem și care este cel mai relevant pentru ei este această încadrare Jupiter-Saturn-Pluto, adică li se permite să facă lucruri foarte importante, concrete, de concretețe financiară, de relevanță financiară, dar în paralel li se cere să se îngrijească și de propriul suflet. Nici una fără cealaltă nu sunt bine văzute. Nici dacă ar fi săgetător care s-ar abandona total zonei emoționale sau planului sufletesc
în detrimentul unei foarte frumoase șanse financiare și de a pune în valoare ceea ce știu să facă și de a câștiga, dar nici invers, nici săgetătorilor care se ocupă în mod predilect de zona financiară, dar chiar exclusiv, chiar nu țin deloc cont și de bucurile sufletești, nu le va merge bine. Deci este un fel de armonizare între lucrurile care îți fac plăcere sufletească și lucrurile care, sigur că da, sunt necesare pentru a pune pe picioare ceva important, concret, stabil. Deci ei trebuie să jongleze între Jupiter, care ține cont de tot ceea ce înseamnă valori spirituale și chiar și sufletești până la urmă, și Venus la fel, și Pluto-Saturn, care vorbesc cam strict despre valori materiale, fiind și într-o zodie a materialității și într-o casă a materialității pentru ei. Și atâtea semne de pământ active, sigur că totul se referă la oricum concret. Săgetătorii sunt o zodie destul de visătoare și de aventurieră, dar acum sunt foarte încorsetați de toate aceste planete în semne mercantile. Deci viața îi obligă, de fapt, pe săgetători să se ia atât de mult în serios și să fie atât de tenace în zona aceasta socio profesional-financiar. Să mergem mai departe să vedem pentru Capricornii, sunt gazdele acestui Marte atât de delicat și totuși Capricornii o zodie foarte puternică, ei fac față